Toate teoriile acestea științifice se nasc dintr-o răzvătire specifică inimii căzute, depravate a omului care vrea să-L scoată pe Hristos din viața lor, din mintea lor. Măcar că au cunoscut pe Dumnezeu și au făcut teorii științifice ca să nege existența lui Dumnezeu. Da? S-au folit că sunt înțelepți și au înnebunit. Asta este nebunia, să-L scoți pe Hristos, când El este de fapt susținătorul tuturor lucrurilor. Susținerea pe care Hristos o face tuturor ființelor, tuturor lucrurilor, se naște din simpla sa suveranitate. El este proprietarul tuturor lucrurilor și le susține. Eu sunt al lui Hristos și, într-un sens, toți necredincioși sunt al lui Hristos. El îi susține pe toți. Nu sunt al lui în sens mântuitor, dar sunt al lui prin creație. Prin creație sunt al lui. El îi susține pe toți. Și nu cere, și este interesant, nu cere Hristos voie niciunui necredincios ca să-l susțină în viață. Nu îi cere Hristos niciunui necredincios voie ca să dea lumină, înțelepciune, viață în fiecare zi și putere. Nu îi cere voie. Și cred că aici este o paralelă a modului în care El ne susține pe noi spiritual. El ne susține voințele în harul Lui fără să ne întrebe de lucrul acesta. Suntem ai Lui. Dacă n-ai înțeles adevărul suveranității lui Dumnezeu, nu vei înțelege cum Hristos, printr-un har general, irezistibil, susține viețile tuturor oamenilor. Nu le cere voie ca să fac lucrul ăsta. Te duci în Apocalipsa și vezi niște oameni care vor să se sinucidă și nu pot. Dumnezeu le încalcă voințele, nelăsându-i să se omoare pe ei înșiși. Disperați, ajuns la agonie de mânia mielului care se varsă. Nu-i lasă. De ce? Pentru că El îi susținea în viață. Și nu pot să moare cum vor ei. Să aruncă unul de la etajul 10 și nu moare. De ce? Că n-a avut Hristos să moară. Libera voință este o iluzie a omului. Este o iluzie. Noi suntem ținuți din punct de vedere fizic prin Hristos și din punct de vedere spiritual în același fel în care El ne susține fizic fără să ne ceară voie, din punct de vedere spiritual ne susține fără să ne ceară voie. Eu, unul personal, m-am cam săturat să dezbat chestiunea asta, eu mă bucur de adevărul ăsta și mă închin lui Dumnezeu cu mulțumire. Pe zi ce trece îmi dau seama cât de stricat și de depravat sunt și că libera mea voință nu m-ar putea avuta decât să mă duc în iad. Atât.